Sunt foarte puține femeile din România care au reușit să vină la televizor și să devină dive. Eu nu mi-am dorit să lucrez în televiziune. A fost o întâmplare. Eu nu am știut că va trebui să pozez în Playboy. N-am știut. Țin minte că mi-a trântit ziarul peste ochi. Deci nu m-a bătut, nu m-a lovit, mi l-a trântit așa, peste ochi. Cine ți-a fost alături când ai născut? David. Atât.